Mai citești ceva pe zi? Mai
mă interesează mai degrabă alte arte. Pentru că e important să treci dintr-un mediu, să fie chestie transmedială, să treci să scrii ce vezi, să scrii ce auzi, nu să scrii ce se scrie. Adaugi, totdeauna se iese dintr-un mediu în altul și acum cum noi filmăm, iar se adaugă. Pentru că se trece în alt mediu, în alte mediu. E foarte important colaborarea asta între artiști, nu vreau să fiu Cristo, nu mă interesează să fiu Cristo, eu nu sunt despre ca din afară, nu dau mod de aer, nu, mă inspiră ca să fiu ca să duc mai departe, mă face să gândesc, marea mă face să gândesc, pentru că așa sunt lucruri de concentrare. Exact cum gândesc cu concentrare aici, aici am văzut o chestie și atunci o scriu, dar spun cu greșea, cu artiști, cu văzând chestii. Dar mi se mai desconcentrată de la altă. Pe care merită explicate se poate face, atunci trebuie să dai seama, să încerci să înțelegi, să formulezi, să duci mai departe și să explicitezi, pentru că de față sunt o relație mai degrabă cu artiști vizual, mult mă, nici mai mult decât cu ideea. Pentru că și lor se pare că spun, le place ce adaug. Este de puțin, imaginea de puțin. Se vede tot în imagine mare, se vede ce nu vor ei să facă. Astfel că a completat o chestie. Când merită să fie experimentată? Când e un alt experiment? Când pentru receptor, pentru cititor, spectator, corelatul, deci perechea experimentului, ceea ce este experiment pentru o autoră, este experiență pentru cel. Când într-o operă, îi produci o experiență. Dacă a experimentat fără a produce, există experimente care produc experiențe, cele mai multe nu. Când totuși o chestie, simți că trebuie să totuși o scurt circuit între nivelului. Asta face aia, te ține, e o pea de aia, când o să stai acolo, să o faci tot timpul. E una cu viața. Artiștii sunt la fața locului. Eu fac asta, eu răspund aia, eu artiștul. Și cum stă cum este bine că te scoți în medicină, în medicină, în medicină.
Zaminte între doamnele și celule de timp, am și eu ceva de spus tot timpul și de șansă, în ce spune din să fie mai zile din mine, care ții și mă duc. Și ar trebui să ajung să stau de școală, mă duc așa să încerc să mă duc. Așa, să dacă este trecut, nu zic de doamne și celule de timp, am și eu ceva de spus. Cuvinte schimbând informații și schimbându-și informația. Reacții suprapuse și întrebătoase. Intrând în contact, combinându-se. Reacții la reacții și la reacțiile dintre reacții. Pe piele. Pe pielea creierului. La inimii, organe, organe, gelete, în aceeași piele ca și tine. Scriu elementar, exterior. Nu scriu, subscriu. Subscriu celor scrise. Gândește radio, gândește măcar herțian, gândește electric. Există permanent mediu. Există nenumărate frecvențe pe care, în care nu trebuie decât să intri. Simplul acces este deja transmisiune. O variație de ton e de ajuns pentru a intra pe frecvență. Și asta mai sunt doar din personajul în care eu loc de și foarte greu în viața personală să mă exprim eu cu... Eu aici îi fac eu niște dar eu n-am. Tu cum faci? Eu cum fac? Eu nu mai spun. Pe scenă pot să acopăr niște defecte, niște frustrări, pot să le împachetez, niște nemulțumiri ale mele, niște bucurii împărtășite, neîmpărtășite, o lipsă de comunicare, pot să le împachetez în spatele unui personaj. Pot să ascund demonii ăștia pe care îi are toată lumea. Cum fac să mă exprim? Asta mă bucur, exprimarea. Vreau să pun frână, să nu mă exprim tot timpul, să nu fiu impozibil. Păi dacă altfel pot să stau așa, ca într-un col și dau de mine. Sau și pot după da. Și dau când dau... E, nu e. Toma asta pe TKG. Bă, stau așa și dau... Nu. Îmi place să, să mă pierd prin... Să fiu civil, știi? Mm-hmm. O să fiu oracol. Deci mie e greu să mă abțin. Eu, în viața personală, am senzația uneori că sunt descoperită. Mi-e foarte greu să comunic exact ceea ce simt, exact ceea ce gândesc. Am senzația că ar trebui tot timpul să am un costum sub care să mă ascund sau să mă prezint cumva ca oamenii să înțeleagă exact ceea ce vreau să transmit. Cultura și înțelegerea. Ce este cultura? Rețetă de altfel. Da, deci ne transmite până la chestii care sunt utile. Cultura e utilitate. E cultura când e uman. Da. Deci de asta mă uit la o chestie de învățăm cum să lucrez cu timpul meu, cu bine. Asta e utilitate. Să-i spune spirituală, dar nu în sensul religios. Spiritual în sensul că e interioară. Dar e pur utilitate să-ți facă cum how to do, știi? Uneori am niște rupe de frecvențe, de ritm, de... și am vânturi de astea de vreo 10 secunde în care nu știu cum să reacționez. Dacă cineva îmi spune, îmi face un compliment sau dacă mă rănește într-un fel sau dacă mă insultă, am o pauză în care se face simt asta fizic în capul meu sau ce și nu știu cum să reacționez. Și mi-ar fi mult mai simplu dacă aș fi pe scenă, aș ști cum să reacționez. Ori în viață îmi iau așa o... Thank you.
se plânește. Venire fără venire. Vine ceva fără nimeni. Acum ce să știu? Creier. Revelație în cap. Storcându-ne de sensuri și epuizându-ne. Revelație brutală. Pum în cap. Accept tot și primesc în bucurie orice, atâta timp cât vine de la tine. Nu o să vin. Mereu mai aproape și mereu mai mulți și mereu împreună. O porte.
doamna la oameni. Pe postul numărul 1 și pe al doilea. Au fost nobili cândva de preț. Sau voiau. Ca să fac reclamă la lucruri. Ce frumos se întâmplă. Hai să luăm și noi la lucruri. Dar de la o oarecare distanță și în plus obligatoriu cu viață e viața. Terenul într-un paralelism mai elian dansant. Se inventezi libertate. Clipă de clipă liteșitorie, liteșitorie, pe fond de accentuată și insuportabilă. Actualizată în posibilitate, altfel, sau degeaba. Aceasta e viața contemporană. Sunt un fluture gladiator. Nu, sunt un gladiator, fluture, cu atât mai caragios, cu cât sunt nou. Nu, nu, trebuie să fie caragios. Și ceea ce vine și ceea ce eu aș fi în urmă. Prezent că sunt unul. De fapt, suntem liberi. Ne place însă să fim prizonierii realității. Prezent că suntem prizonierii iluziei. Dacă e primuri, deja te-am zis. Găsesc și cu undeva înăuntru în uniforme. Care-s goale, cum care-s, plină cum mă lăsesc.
viitoare conținutura de distrugere. Vii într-o alături, unde te ascunsese, într-o urmă de distrugere te poți ascunde cel mai bine. Pe moarte nu sunt urmele de viață, dar sunt urmele de distrugere. Dar de acolo de sus sufletul îmi scrie, însă
o faci așa, în general, la grămadă amestecat cum sunt acum printre cei ce așteaptă. Mi-ai dus sufletul prea sus și mi l-ai pus în lumină. Eu ce să fac acum, la umbră de nor, cu mâinile înălțate pe vârfuri? Așternem să cad, să-mi prind la loc sufletul între coaste și chipul pe față. Și m-ai luat în serios. De mine și de tine cărora le dăm viață fără măcar să ne fi cunoscut. Ei sunt cetățenii acestei societăți. Doar ei sunt cu adevărat străinii, fantomele vii ale cuiva care n-a murit și nu s-a născut vreodată. Save me, salvează-mă, save me, măcar sufletul într-o memorie unde prin o dischetă indestructibilă din aur curat sau poate din aur. Nu mai este nevoie de material. Tot mă mai chinuiesc, cea mai mare parte din mine rămâne pe din afară. Ținem sufletul în circulație. Trimite-l și altora, tuturor, mai departe. Program complet. Începe brusc ce nu s-a întrerupt niciodată. Nu-s ceruri, sunt televizoare. Departe și sus, e prea simplu, e imposibil.
departe și sus, crezi tu acum că poți să te ocolești, să te eviți, să te cuprinzi cu mâinile în brate? Între noi, internet. Nici aproape și nici departe. Ai putea fi oriunde. Ai putea să fii cineva, tot răspunde. Aici nu contează că ești gras, peltic sau pitic. Aici e totul fără măsură. Ca să vorbești, nu ai nevoie de mine. Te încăutezi și transmiți. Ești suflet mesaj, în cea mai lăbiți. Numai aici istoria continuă. Pe afară, la tine, nu te mai televiziune și scură. Nimic nu arde în gol. Trupul naște poezia, dar tot e ucide. Scapă de el, să lasă-l să-și vadă de viață. Aici, în spiritul mediu, sufletul e cuvânt. Fără ornamente inutile, fără trupuri disperate, atârnate, fără crime, adică fără fapte. Oamenii nu au nimic de spus și chinuiesc cu sălbăticie cuvinte care întotdeauna le scapă. Nedreptatea începe aici, unde stai, în lumină. Lumina te arată, te scoate în evidență. Privind din față, ești bine, ești ce mai. Dar în spatele tău, în urmă, există înapoiere. Atenție, nedreptatea începe aici, unde stai, unde ești în lumină. Și nu știi niciodată unde ajunge. Și multă, multă repetiție în ritmul unei vieți de nebănuit care nu lasă umbră. Mă mir că mai crește ceva pe pământ, că pământul a devenit o pulbere fină, un strat gros de pudră ușoară, de o față adânc dispărută, atent uitată. Mă minunesc că mai crește ceva pe pământ. Mă minunesc că se mai face ziua și nu o uitătură chiorâșă, strâmbându-mi privirea, evitându-mi privirile și făcându-mă să nu mai pot privi drept. Urme de viață în suflet pe mare, pe aici a trecut cineva și a făcut de sigur răvânge. Doar urmele de distrugere apar. Iar atunci când Făptuitorul dispare, lăsat faptele. Lucrurile s-au rupt de părțile lor și de mine. Ținele legate prin fir. Din punct în punct mă apropau. Am ajuns să depind de întreaga umanitate, cine mai are chip. A rămas pe din afară. Aceluia ne adresăm, de el ne rugăm să-l convingem. Hai, vin și tu. Îngerul n-are sex. Dar el e o rădăcină. Vin și tu. Spiritul e perpetu de tine. Noi le-am făcut mediul și nu mai avem ce transmite. Și acesta e liber.